Copiii și juniorii din cadrul clubului de fotbal Politehnica Timișoara și-au reluat de luni antrenamentele. Acest lucru se desfășoară, desigur, cu respectarea protocolului elaborat de Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului. Astfel, copiii și juniorii pot face doar pregătire fizică în grupe de câte 3 cu distanțare fizică. Programul de desfășurare a antrenamentelor este bine stabilit de către conducerea Politehnicii împreună cu antrenorii, preparatorii de la fiecare categorie de vârstă. Iar locurile de desfășurare sunt două dintre bazele sportive ale clubului nostru, și anume baza 1 a Politehnicii Știința și baza 3 a Politehnicii Voința. Bineînțeles, se respectă cu strictețe procedurile ce vizează protocolul stabilit de către ministerele competente. Reamintim că, în contextul în care elevii nu vor mai reveni în instituțiile de învățământ în acest an școlar, Federația Română de Fotbal a decis să suspende definitiv sezonul competițional juvenil, cu excepția Ligii Elitelor U19, a cărei câștigătoare se va califica pentru ediția viitoare a Ligii de Tineret UEFA.